sectorul energetic este extrem de versatil, de flexibil și este într-o permanentă transformare pentru că e consecința firească a evoluțiilor în tehnologii. Versatilitatea asta vă dă șansa să vă creați singur tipic point-ul despre care vorbeam. Vorbim despre tehnologii noi, la care industria de țiței și gaze naturale, adică de petrol, are un commitment, are o un angajament clar de a fi parte din transformare. Și o să vă dau un exemplu. Una dintre tehnologiile alea din viitorul energiei se cheamă CCS, Carbon Capture and Storage. Captarea carbonului. Despre asta e vorba. Cum facem să nu mai dăm carbonul în aer, ci să-l captăm la sursă și să facem ceva cu el. Deci să zicem că avem tehnologia, ingineria făcută să ne strângă la un furnal sau la o țeavă pe unde iese dioxidul de carbon, prindem gazul, îl transportăm cumva și îl stocăm. Unde? Păi, teoria este că poate fi stocat în zăcămintele depletate, adică în zăcămintele golite de gaze naturale. Suntem în laboratorul în RomGaz. RomGaz este compania care are o istorie de 154 de ani, 150 de ani un secol și jumătate de, de istorie. În extracție, în explorare și în extracția gazelor naturale, sigur auză că minte goale, golite în timp. E nevoie de statisticieni. E nevoie de economiști. E nevoie de creiere deștepte, care plecând de la această teză tehnologică, trebuie să captăm carbonul, să-l stocăm undeva, să facă niște modelări, chiar și pe calculator. Unde am un zăcământ gol? Dacă e bun? La ce adâncime? Cât de aproape e de sursa care emite dioxidul? Cum fac să-l duc acolo? Stă totul în mâna voastră.